localitate, mulți sunt clasa 12-a, au ore particulare, au pregătire pentru bacalaureat și mai departe. Și atunci, sigur că, vrând nevrând, ajunge la cei de 15-16 ani. Eu nu cred că din 3 promovați, a fost un caz. Care știu un pic, este unul care știe arbitra față de... A fost un caz. A fost un caz, într-un campionat. Ca să nu se înțeleagă greșit. S-a întâmplat. Să mai întâmplă să ca multe. Eu știu. Iar a doua problemă e copilul respectiv, cineva l-a sfătuit prost, da? Și e speriat că îi se întâmplă ceva, a zis că făchitan să trece pe un coleg care era indisponibil ca să nu aibă ceva de suferit. Dar nu se întâmplă nimic. El a fost prost sfătuit, nu se va mai întâmpla nici chestia asta. Da. Un caz concret. Vă rog. La meci de juniori între Gibou și cred că Almăr, arbitru de centru a fost trei jucători la juniori la Dubrava Gâlgău. Da. În urma meciului respectiv, trăgând linie, Noțăgan, portarul meu, care și antrenor la juniori, a fost suspendat două luni de zi. Deci, vă răspund. Bun. Bun. Sau, și okay. dacă știu eu bine... Că a fost la meciul respectiv. A fost la meci. La care? La senior? Nu, am fost și la juniori. Am văzut o repriză. Nu știu. Bine. Dar arbitru respectiv a fost suspendat cumva un an în gata sportivă, vorbit un alt arbitru când a fost jucător? Da. Nu. Ba da. A fost suspendat. A fost suspendat. Eu nu știu, dar a fost suspendat. Vorba de arbitrul și jucătorul Radu. Nu știu cum îl cheamă. Deci a fost jucător la Dumbrava Gâlgău sau e jucător la Dumbrava Gâlgău. Ai arbitru acum, a fost suspendat un an de zile în viața sportivă N-a bătut, haideți să nu exagerăm, n-a bătut pe nimeni. Deci n-a bătut, n-a lovit pe nimeni, haideți să nu mai exagerăm. A fost suspendat un an de mai sunt o vedere. Eu știu că a fost suspendat, nu pot să vă răspund, că eu nu particip la comisiile de disciplină. A fost suspendat, comisiile de disciplină, pus un an de zile suspendat. Deci l-a lovit pe arbitru Almaș, după aia s-au înțeles și... Eu vreau să, și am transmis și la domnul președinte Gavi, ca arbitrii când merg la un meci de Liga 4 și a 5-a să fie respectoși, să respecte delegații, să respecte jucătorii, să respecte toți care sunt implicați în fenomen. Ei merg să arbitreze. Că și greșesc, îți convins că și dumneavoastră apreciați că nu are o intenție și trebuie să-i ajutăm pe cei care vin din urmă. Ca și un jucător de fotbal care are 17 ani și antrenorul îl bagă să joace. Greșește, îl mai bag o dată. Eu chiar vă cer clemență să fiți foarte, da. Nu am nimic împotrivă să arbitreze altă competiție. Nu să fie junior la Gâlgău, să arbitreze junior. Ok, eu vorbeam, da, am înțeles. În perioada, deci el un campionat de jucător respectiv, după, în momentul care, nu acum detalez toată istoria, în momentul care a venit la curs și ulterior a devenit arbitru, i-am spus, trebuie să te hotărăști, ori vrei să joci fotbal, ori vrei să fii arbitru. El a zis, vreau să arbitrez. În momentul în care, nici nu știu, cred că a expirat suspendarea sau habar, a zis că se gândește că vrea să joace, atunci am zis același lucru. O joci fotbal, ori arbitrez. A ales să joace fotbal. Nu mai e arbitru în ziua de astăzi. Deci la noi nu se amestecă lucrurile. Iar la jocul respectiv, nu vreau să fiu rău, dar Noțăgan a greșit. Domnule, hai să dau alt exemplu. N-ați fost dumneavoastră președintele Comisiei de Arbitru. Când am mers la jucător, am mers după începutul meciu, un jucător de la Pijibou, de la junior, era arbitru de duș. Am zis, ce faci aici? Păi s-a arbitru. Cum ești arbitru de jucător la Pijibou? La noi. Cum s-a întâmplat? Deci eu vă spun ce s-a întâmplat. Și l-am întrebat pe Noțăgan, mă, cum e arbitru la meciul nostru? Zice, măi, nu știu, mă, s-am uitat în vestea și o să nu-mi bag. Asta și probleme. Da, mă, trebuie, o fi fost, o fi întâmplat, dar... Nu știu, mă, împărțea că mă văd de și am arătat o mușa, că copilul ăla e jucător la mine, era cu pie, eu am făcut cu 10, nu asta e problemă. Dar vă spun ce s-a întâmplat. Când a fost asta? Când a fost un bărțac... Deci, da, nu-i vina mea. Ok, mai sunt probleme de antrenaj. Stop! Da, a spus, tot că tu ai vorbit să vorbească băiatul. Deci, domnilor, numai un moment. Deci, bunul simț contează. Deci, cine e delegat și trecut aici are dreptul la cuvânt.
Da, hai, să văd așa se întâmplă. Okay, eu astăzi lucrurile sunt telefoanele ce nu îi lăsăm și să facă de cap și la telefon. Eu spune. Spun bera că timpul de aminte ce se întâmplă. Deci, vă rog, același persoană. Mă sună la orice om. Eu sunt John Wan, ce o să fie aici. Atunci, trebuie să-i de la masă și vine. Nu există așa ceva. Observator trebuie să visând la alte județe, de observator de joc și de arbitri. Acum ne vorbim de cazuri izolate, cum trebuie să... Sigur. Generalizăm. Eu nu zic că o problemă de arbitraj. O problemă de care ne batem la Liga Bardă foarte frecvent. Jucători și delegați îi suspendați și apar la vestiare și intră în teren. Și în continuu... Acolo e arbitrul principalul vinovat. Da, asta aș vrea. Arbitrii și observatorii să scrie în raportul de joc. Corect. Iar pentru asta să mai primească suspendări. Pentru că mă duc cazuri, gen nu vreau să fiu rău, Crasna, Nușfalău, Ileanda, și mă duc și ăla-i suspendat, jucător sau delegat, cum e domnul primar, și te înjură ca la ușa corpului. Și atunci eu, deci, suspendat, dacă domnul primar nu mai văd cazuri, și ce ce eu îi spune, dacă... Noi atunci ce ați explicat, nu putem fi, că noi... Nu, dar explicat arbitrilor. Nu avem o sală de mâini să fac statistici pentru domnul Pom de la Mersin. Trebuie să trec pe site-ul ăla, e federal. Și atunci arbitrul ăsta ia măsuri. Să scrie, să fac un raport. Bun, bun. În mijlocul de informare, site-ul. Am avut o... Argentat, eu nu mă rog, sunt toate la dedicații la asta. Pe tine și pe tine după străgat. Deci... Există... Dați-mi voi să vă spun un lucru care vreau să las chiar la final, apropo de chestia asta. Am discutat cu informaticianul Comisiei Centrale și avem și un responsabil care se ocupă de partea asta, Roșu Cătălin. A fost la o întâlnire, sunt mai multe zone, exact cum sunt și la echipe și la noi la arbitrii. A fost la o întâlnire la Cluj acum o săptămână și ceva. Sperăm să reușim și în sălaj. Urmează să implementăm o platformă online în care cineva, mă rog, în speță la noi, Roșu Cătălin, se va ocupa strict de treaba asta, să se introducă toate informațiile după fiecare joc. Începând de la rezultat, marcatori, cartonașe galbene și așa mai departe. Asta înseamnă că fiecare echipă, automat, în momentul în care veți da un click pe echipa noastră, va apar jucătorii cu număr de cartonașe, deci tot se va genera... Deci, Federația Română de Fotbal, eu știu că a fost acum, am discutat, vrea să schimbe exact tot să fie electronic. Nici legitimații s-ar putea ca în 2020 și unul să nu mai avem, decât tot e electronic. Deci, și atunci vom ști fiecare de jucător, nu mai poți să joci pe fals dacă ești de acolo, din altă parte. Asta este la Federația Română de Fotbal. Haideți să rămânem la observatori. Deci, eu vin cu o propunere pentru observatori. 90 de lei la observatori în decurs de un tur. E 1.600.000 pentru echipă, 1.600.000 pentru. Fiindcă vin la mine și spun, domnul președinte, eu pentru 50 de lei nu mă duc. Mă duc cu mașina mea. Vă rog să înțelegeți situația, nu vreau să le iau apărare. Dar vrem să întinerim corpul de observatori și o să vedeți cel puțin 10 observatori la nivelul... Observatoare, nu sunt. 2017-2018. Haideți să-i ajutăm, că vin tot ziua la mine la birou. Domnul președinte, eu nu mă mai duc, eu nu mă mai duc. 20 de lei nu e o sumă foarte mare. Trebuie să recunoaștem. Samir, 20 de lei nu e o sumă foarte mare. Deci, trebuie, acum, cei care sunteți mai vechi în fotbal și activați de mai mulți ani, trebuie să recunoașteți că, făcând comparație între campionatele din ultimii 2-3 ani și față ce era acum 10 ani la Liga 5-a, eu zic că foarte mult din violențele și problemele care au fost s-au eliminat datorită faptului că e cineva acolo așa mai competent sau mai puțin competent care își notează niște probleme într-o agență. Acum dați să vine să merg la Liga 5-a să nu fie observator, să scrie arbitru ăla că... Arbitrii, de ce o dată vă reamintesc că arbitrii s-a mic, dă voie. Deci la Liga 5-a arbitrii sunt mulți dintre ei mai tine, fără experiență, automat, dacă n-au personalitate, sigur că sunt și fricoși. Dacă n-au niciun om care se protejeze oare cât de cât pe margine, va fi dezastru. Eu vă spun, nu cu toate echipele, dar cel puțin nu mă regal. La Borla era să-l bată pe Ardelea. Da, pentru că a avut curajul să le semnaleze niște probleme și probabil nu le-a convenit. Și acolo nu se ia nicio decizie. Am la Borla s-o gătat, deci la Vileanu.
Voi directorii între voi, după cum aveți acolo. Bun, haideți să fim, haideți să gândiți ok, eu nu vă umplim, consultați-vă, 20 de lei nu o sumă foarte mare, la Liga, la Liga 4 ai 90 de lei și la Liga 5 ai 70. Gândiți-vă bine, 20 de lei, domnul, nu-i nu știu ce de lei. Hai, punem 15 pe lei, nu? Nu avem niciun respectăm de ce faci dacă nu avem un dar nu vă violențe pe terenul drept observatori, așa cum vine domnul Jac, simte copilul ăla care fost cineva armate care îl protejează. Dar nu rămâne la nivelul baremele la nivelul care a fost. Pentru că, credeți, nu la nivel de primărie. Eu știu acum nu mă dau bani. Care primărie? Care primărie? Care da? Cumva. Cine zice că ai zis care problemă? Nu vii oameni competenți. Nu vii oameni competenți că mai din cauza. Trebuie un drept la 100 de lei plus bine. Da, uite, a fost două sau trei cazuri când a zis, bă, dacă s-ar vori, poate aș veni și eu. Dar fără cine ești jucă arbitrii și fost jucător la nivel de Liga a doua și Liga a treia. N-am cel niciodată prin puterea unui observator. Că mie mi-a spus domnul observator la un moment dat, zicea, domnul observator, sunt în față. Ce nu știu, eu mă domnilor colegi, anul trecut, dacă ne aducem bine aminte, anul trecut, pe vremea asta, când discutam că e problema de observatori și ziceam că numai la Liga 4 să fie observator, câțiva dintre dumneavoastră, bă, hai să fie și la Liga 5, o să fie. Bun. Hai să ajungem aici, ca să facem, să mergem și în spate. Știți cum face ăla, că ăla e vinovat, știi? Hai să mergem și în spate. Acum când îi avem și am început să ne informăm, 15 lei, 20, știi cum am ținut eu și am plătit arbitrajul singur la Bocșa, că nu eu dar nici la Borla, că directorul și director și jucător și consilier local și primarul nu o da nici o leu. Eu am plătit tot arbitrajul și tot, am cu 15 lei în sus, nu știu ce bani. Eu zic că avem numai de câștigat, că nu venim nu că nu sunt și greșeli, dar și din partea noastră sunt nenumărate greșeli. Că dacă noi le-am pune tătie, motamo, cap la cap, ar fi bine și atunci n-am avea probleme. Dar dacă noi nu ni le punem cap la cap, atunci trebuie să avem probleme. Asta trebuie să recunosc. Și atunci logic că nu poate să vină să spună... Domnul vicepreședinte, pot să spun și eu ceva. Deci, să știți că sunt meciuri între anumite echipe, exact. Niște... Ai dreptate. Am un meci greu, vreau un observator bun, îi dau 1,5 milioane. Dar sună-mă! Observator bun! Nu vine la 3! Dar nu poți să faci așa, că atunci deja mă duc la piață. Eu cartofii ăștia sau aceea. Deci aici mergi din la început, frate, pe observator, merge. În viața noastră nu mergi bere, deci... Corina, m-am văzut. Corina, m-am văzut. Dar la meu fost în conjură culos de bere și mi-am jucat mergi. 20 de lei, nu o sună foarte mare. Hai să trecem la copil. 20 de lei, nu o sună foarte mare. Domnul președinte, am vrut să mă trebuie. Dar acolo nu a fost observator. Deci eu propun la Liga 5, propun la Liga 5, observatorii să-i plătească la cerere și să vină numai la cerere. Eu propun treaba asta. Dacă vreți să puneți sport, ai zis să votăm. Nu că o să fie numai scandaluri, florii, nu, trebuie să înțelegi că și arbitrarea trebuie să proteseze. Cine să le dea sfaturi spectatorul? La fiecare mea să fie observator. A fost acum la meci Bucium cu Românaș. Dacă vin, în Cupa României. Ce s-a întâmplat? Cum i-au luat până acum? La Bucium cu Românaș. Ce s-a întâmplat? Fără observator. Arbitru a fost bătut. Pentru că arbitrat impecabil. N-au greșit. Fără observatul. Fără observatul. Aici voi arbitru a fost bătut. Continuăm la bătaie. Păi știu că la prag a fost deci, a fost un caz dumneavoastră, toată stima, ați enumerat 11 cazuri, dar un caz mai balosat de cartea recordurilor
la Cleaca așa cu Românaș, m-a sunat că, domnule, mă sună toată lumea. Samir, domnul Moga, vă rog frumos, observatorul măsoară terenul, face topometrie, luată de aici, că eu iau echipa. Româna, iau echipa, domnule mele, ce terenul de la Cleaca așa corespunde, ok, observatorul nu corespunde cu 5 mm, iau echipa de jucă. Și plecăm la Româna. Bă, dar cum? Aici, ce se întâmplă? Și observatorul, observator, ascultați, va fi auz mai mare. Haideți să numai că trecem la diverse. Hai să votăm 20 de lei, 1.600.000 pe 2.700.000, o sumă mare. Nu, e bine cum e. Nu. Deci, e bine, ne-am respectat deciziile. Ne-am respectat deciziile. Hai să propunem să dăm un jucător 5 lei de undeva. Dar eu sunt corect. Uite, 5 lei, jucătorul ăla care spune duminica. Domnul președinte, eu m-am... În adunare generală. Mie banii să dau în baza unui proiect. Eu fac proiect. Eu am scris acum câte meciuri am angajat, 651, baremul de arbitraj. Dacă depășesc numărul, suma respectivă, punem banii mei. Ori îmi puneți, ori ne modificăm la începutul anului calendaristic, acum n-am cum să luăm. Acum pot, fiindcă o echipă și se întocmai face ca, pot, da. Pot. Dar trebuie să fim atenți și la chestia asta. Da, da. Bun, azi trecut a venit să fie 15 lei. Bă, 10 lei, hai 10 lei să avem. 15 lei. Punem la vot. Punem la 15 lei, 100 lei. 15 lei. Hai să punem la 15 lei. Noi avem pretenția ca Vitri să evolueze, să fie mai bun. Dar să dăm 20 de lei la un observator să vină, un observator mai bun. Nu, plus 20 de lei. Nu, da, în plus. Eu zic să-i dăm, să promovăm și arbitrajul. Dar noi avem pretenția. Părerea leacă, dacă vom câștiga, ascultați-mă, o să fiți foarte... Dacă veniți în sprijinul observatorului... O să vedeți ce e. La 0-0. Am marcat un gol perfect parabil. Cum o observatorul? Nu, jucătorii de la Tuzla au mers la Tușier, că n-ai văzut că a ieșit mingea. Arbitru de centru a arătat centru, că 1-0 pentru noi. După a revenit, că nu e adevărat că e margine pentru Tuzla. Și i-au câștigat ei cu 1-0. Dacă nu este un observator, să noteze acolo. La ce o să arbitru de centru recunoaște? Arbitru, noi arbitru. Cazul respectiv, observatorul a dat notă mică și a fost suspendat. Așa e. Bun, haideți să... Da, domnul. Liga 5 a să voteze pentru că pe Liga 4 a trecut. Am Liga 4 și două meci, nu un meci. Da. Bun, dar cum să ne justă lei pentru observator? Bravo, ca să fie acolo și la meciul de juniu. Corect, corect, corect. Să nu vină în primul cu arbitru. Corect. Nu vină în primul cu arbitru. Nu vină în primul cu arbitru. Nu de acolo. Propun să te lei pentru Liga 4. Da, da. Să fie imparțial. Nu să copiți după meci, că arbitru, ce-o fost arbitru. A, da, da. Să fie imparțial. De acord cu procuratul meu, o să domnul. Pentru că este nesprocere la copii. Am cu și bou. O că de gase la arbitrii, noroc că am bătut capul, am scăpat. Cum se poate așa ceva în adunarea generală, un șef din fotbal să vorbească așa? Ce domnul? Și uite ce călbătea, îi spune un om care reprezintă și fotbal, spune pe față călbătea. Păi nu e acolo la niște amplii. Stai jos. Îți place că la fiecare meci. Cine te bate pe tine și te de fară? Domnul a intervenit acum, că nu se pot. Observatorul, domn primar, a mutat tot și tu când vrei să cezi procesul verbal, nu scrie nimic. N-are nimic. Aveți dreptate, domn primar. Nu vorba e numai. Ok, haideți să votăm, să trecem la diverse. Haideți numai un moment. Stop. Deci cine este de acord la Liga 4 să mărim cu 20 de lei baremul la observator? Cine a spus? Cine? Liga 4. Cu 20 de lei să mărim la Liga 4. La Liga 4. Liga 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Împotrivă. 8. Împotrivă. Restul. Dar împotrivă acum. Cine împotrivă? Cine împotrivă? 1, 2, 3. Bun.
deci ne mărim. La Liga 5-a. La Liga 5-a votăm cinerii cu 20 de lei să mărim baremul la observator. Votați! Cine este de acord? Și nu poți că la Liga 5-a să ne mărim și la Liga 4. Ce vă dar ridic, dar suntem triși.